Bună seara, doamnelor și domnilor! Începe un nou jurnal Muntenia TV. Sunt Ana Maria Trăzna și vă invit să urmăriți titlurile ediției. Panică în cartierul Tineretului după ce o conductă de gaz a fost avariată. Spectacolele programate la Ateneu și în sala mare a Centrului Cultural sunt suspendate temporar pentru siguranța cetățenilor. Gata cu vizitele la orice oră în spital. Cluburi și discoteci închise de inspectorii ISU. Spectacolul umanitar pentru victimele din colectiv amânat pe o perioadă nedeterminată. Panică în cartierul Tineretului după ce o echipă de lucrători de la Spații Verzi a avariat o țeavă de gaze. Imediat după incident, oamenii au ieșit din bloc speriați de mirosul puternic de gaze și au așteptat intervenția autorităților, care au reușit să remedieze la timp problema, înainte ca totul să devină o tragedie. Dimineață cu peripeții pentru locuitorii unui bloc din cartierul Tineretului. O echipă de muncitori de la Spații Verzi, care efectua lucrări de întreținere peisagistică, i-a speriat serios pe locatari după ce un pom a căzut pe o țeavă de gaze și a spart-o. Au zis că am fost afară, a vrut să taie sarcea și cum s-a plecat a căzit exact pe gazile, înțelegeți, dânălea. Și imediat și-am anunțat lumea să sară din blocul de gaze, că a venit un miros, vă dați seama. Și am ieșit cu toți afară, am anunțat în partea alaltă cu gaze, a venit, a anunțat și a venit oamenii la fața locului și pompierii, tot a venit, ca să știți. Da. Din fericire pentru toată lumea, echipele de intervenție au sosit rapid la fața locului, înainte ca greșeala muncitorilor să se transforme într-o tragedie de amploare. Echipajul a fost solicitat pentru niște scăpări de gaze care s-au produs în urma unei tăieri a unui copac în vecinătatea blocului T10. Tăieri care al unui copac care a căzut pe o țeavă de ce alimenta cu gaze blocul T10. Am intervenit cu un ASAS pentru asigurarea zonei și eventualele nereguli care se puteau produce până la sosirea echipelor Virom și oprirea gazului. Atâta timp cât nu avem garanția că sunt îndeplinite 100% normele de securitate la incendiu și siguranța cetățenilor, nu vom mai permite organizarea de spectacole la Ateneu, a declarat ieri primarul Nicolae Barbu. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, atunci când edilul șef a argumentat de ce s-a ajuns aici. Decizia de închidere a Ateneului a fost luată în urmă cu puțin timp de executiv, în urma verificărilor făcute de specialiștii din cadrul primăriei. În ceea ce privește clădirea Ateneului, la începutul anului 2015, s-a constatat că nu exista autorizația PSI, chiar dacă la demararea construcției în 2006 exista un aviz, a explicat primarul Nicolae Barbu într-o conferință de presă convocată de îndată. În luna mai s-a încheiat un contract după finalizarea licitației, un contract cu o firmă de expertizare PSI, deci luna mai 2015, cu mult înainte de octombrie 2015, pentru a realiza acea expertiză PSI, a se vedea care sunt neconformitățile în acest centru cultural. Dacă nu sunt, atunci, prin raportul de expertiză, să fie pus la dispoziție un referat, un raport, un referat și acel referat să mergem la PSI, la ISU și să ne luăm acel aviz de securitate la incendiu. Verificând documentație, expertul a recomandat realizarea unei expertize. Asta pentru că a constatat că nu se respectase proiectul de construcție vizat spre neschimbare de ISU în 2004. În 2009, când s-a făcut recepția finală la Ateneu, nu au convocat în acea comisie de recepție și un reprezentant de la ISU, și un reprezentant de la Inspecția în Construcții, și un reprezentant de la Mediu, și de la cine ori mai fi trebuit să mai ceară reprezentanți, și de la Monumente, au fost o recepție internă între personal de specialitate din primărie și personal de specialitate din partea constructorului, a proiectantului și la cine ori mai fost, dar fără factorii de decizie. Pentru că atunci era foarte simplu, fusese avizată pe o documentație din 2004 care nu cerea securitate la incendiu, raport și studiu privind securitatea la incendiu, și putea fi pusă în funcțiune și autorizată pe legislația veche.
Ea a fost avizat spre neschimbare pe o legislație veche, nu vii dacă între timp să schimbe legislația, și să o îmbunătățești, pentru că ea a fost gândită pe legislația respectivă și legea nu acționează retroactiv. Problemele sunt, se pare, și mai grave și nu țin doar de autorizarea PSI, constatându-se că, de fapt, nu a fost respectat proiectul tehnic, în condițiile în care au apărut foarte multe modificări în structură. Au apărut scaune mai multe, au dispărut la balcon, trebuia să fie toată sonorizarea și tot ce însemna interacțiunea cu scenă să fie în interior, interiorul sălii. Și nu cum este acum, toată sonorizarea este în spatele scenei, adică este într-o cameră în care el nu vede, n-aude nimic. Deci nu poate să influențeze și au apărut scaune noi la balcon. S-a mărit numărul de scaune și în sală, față de proiectul inițial. Lucrul acesta a făcut ca să nu mai putem folosi doar expertiza PSI și să fie necesară realizarea unei expertize tehnice asupra construcției. Astfel a fost încheiat un contract cu o firmă de proiectări, expertizări, construcții pentru a se verifica proiectul și situația de pe teren și pentru a fi consemnate toate modificările de la proiectul inițial, urmând ca la final, în baza situației existente pe teren, certificate de expert, să poată fi întocmite expertiza PSI și cerințele de siguranță la incendiu. După implementarea acestor cerințe, se poate cere autorizarea ISU, a declarat primarul Nicolae Barbu. N-aș vrea să transmit în acest moment că ATN-ul Nicolae Bălănescu a fost un pericol pentru siguranța cetățenilor, atât în buc de al construcției, cât și al normelor de securitate la incendiu. Putem să spunem că nu avem în acest moment documentele care să ne certifice că exista vreun pericol sau nu exista vreun pericol la siguranța cetățeanului. Nu avem acele certitudine prin documente. Edilul spune că a dispus, prin dispoziție de primar, înființarea unei comisii care să verifice documentația tehnică, avizele și autorizațiile de funcționare ale tuturor imobilelor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Giurgiu, inclusiv cele aparținând societăților subordonate. Cât privește organizarea evenimentelor programate, primarul Nicolae Barbu declara luni după amiază că, în acest sens, caută soluții împreună cu conducerea Consiliului Județean pentru ca aceste evenimente să poată fi găzduite la Teatrul Tudor Vianu. Din păcate, se pare că și Teatrul Tudor Vianu, ce rămăsese singura alternativă pentru organizarea unor spectacole și evenimente, a ieșit din joc. Și asta pentru că instituția culturală se pregătește să intre într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Iar din acest moment și până la terminarea lucrărilor, toate activitățile programate la sediul teatrului vor fi amânate. Pe principiul ca la noi, la nimeni, și Teatrul Tudor Vianu își suspendă activitatea din același motiv pentru care o fac și ATN-ul Nicolae Bălănescu și Centrul Cultural Ion Vinea. Asta s-a aflat marți dimineață, pentru că luni, în cadrul unei conferințe de presă susținută de directorul Mircea Meonescu, acesta a anunțat că până la startul lucrărilor de reabilitare ce urmează a fi efectuate la sediul instituției, colectivul teatral va încerca să-și continue programul. Teatrul, nu, sigur, vreau să cred că va intra în reabilitarea generală, că atare m-am gândit ce facem în această perioadă. Până se închide, vor mai fi 3 spectacole aici. Vineri, miercuri acum va fi Luna Apsipild, vineri la ora 10, în căutarea lui Moș Crăciun va merge la școala 8 din Giurgiu. Săptămâna cealaltă, pe 3 decembrie, la sala studio în căutarea lui Moș Crăciun. Anunțul oficial legat de suspendarea activității urmează să fie făcut în perioada imediat următoare, dar conform directorului adjunct al instituției, Elsa Joantă, după discuțiile conducerii cu reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, mai mult ca sigur și Teatrul Tudor Vianu își va închide porțile din motive de siguranță, lucru confirmat și de directorul Mircea Meonescu pe o rețea de socializare. Așadar, fără niciun spațiu special amenajat pentru găzduirea de evenimente și spectacole în municipiu, Giurgiu rămâne un oraș sărac spiritual. Erau pe ultima sută de metri cu pregătirile spectacolului umanitar dedicat victimelor de la colectiv, însă cu doar 3 zile înainte, organizatorii au primit o veste proastă. Nu mai se ține acest spectacol.
Ironia sorții, își propuneau să strângă bani pentru familiile victimelor de la colectiv și tocmai incidentul de acolo îi împiedică acum să mai facă asta. Este vorba despre organizatorii spectacolului caritabil Alături de Îngeri, un spectacol ce ar fi urmat să reunească joi la Giurgiu soliști consacrați de muzică populară. Toate încasările din vânzarea biletelor, dar și eventualele donații, urmând să ajungă la familiile victimelor tragediei din clubul colectiv. Numai că avalanșa de controle pornite după acest incident a descoperit un lucru trist pentru Giurgiu. Niciuna din sălile de spectacol nu mai poate fi folosită, neîndeplinind condițiile de protecție la incendiu. În aceste condiții, până la intrarea în legalitate, nici la Ateneu, nici la Centrul Cultural și nici la Teatrul Tudor Vianu nu se mai pot organiza spectacole. Prin urmare, și spectacolul umanitar Alături de Îngeri se suspendă. Nu se știe până când. Organizatorii transmit însă giurgiuvenilor care și-au cumpărat bilete, iar aceștia au fost într-un număr mare pentru că până luni se vânduseră deja toate biletele, că își pot recupera banii de la punctul volant din piața centrală, adică din locul de unde au și cumpărat aceste bilete. Realizatorul spectacolului Ilie Clement spune că nu va renunța la ideea organizării acestui eveniment caritabil, ce va fi reprogramat după ce la sălile de spectacole din Giurgiu se vor rezolva problemele și se vor obține toate avizele și autorizațiile necesare. Discotecile și cluburile din județ își închid rând pe rând activitatea, fie că patronii decid să facă asta de bunăvoie, fie că sunt forțați de autorități. Doar în urma controalelor efectuate săptămâna trecută, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu a închis 3 astfel de locații și a acordat 7 amenzi contravenționale. Discotecile, barurile și cluburile din județ sunt din ce în ce mai puține de la o zi la alta. În urma controlelor de prevenire a situațiilor de urgență efectuate de inspectorii ISU, în săptămâna 9-15 noiembrie la clădiri ce funcționează ca discoteci sau cluburi, au fost aplicate 16 avertismente, 7 amenzi contravenționale în valoare de aproape 240.000 de lei, iar 3 astfel de locații din Mihăilești, Ogrezeni și Hotarele au fost forțate să-și întrerupă activitatea pentru 60 de zile. Căile de acces au fost sigilate, iar acum cei care trec prin dreptul acestora găsesc mesajul: oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor de către ISU Giurgiu pentru încălcarea gravă a cerințelor de securitate la incendiu, în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți. În urma incidentului din colectiv, toate locațiile cu aflux mare de persoane au fost luate la puricat, iar până ce acestea nu vor fi puse la punct, controlele se vor ține lanț, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu. Toate extragerile de până acum la loteria bonurilor fiscale au fost ilegale. Crescând matriculările de mașini second-hand, iar pregătirile pentru Black Friday intră în linie dreaptă. Sunt doar câteva dintre subiectele rubricii Flash. Bombă la loteria bonurilor. Toate extragerile de până acum la loteria bonurilor au fost greșite. Conform legii loteriei bonurilor fiscale, prima cifră extrasă din urne este cifra unităților. Însă statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor și Loteria Română, a stabilit la fiecare dintre extragerile de până acum că prima cifră extrasă este cea a sutelor. Astfel, cele 6 extrageri de la loteria bonurilor fiscale sunt ilegale, iar sumele anunțate nu sunt cele corecte, anunță economica.net. La prima extragere, cea în care a fost considerat câștigător un bon din 7 februarie de 6 lei, 18.215 persoane au revendicat premiul. Astfel, din fondul maxim de câștiguri de 1 milion de lei, s-a împărțit tuturor și fiecare a primit în jur de 50 de lei. Potrivit legii, bonul câștigător ar fi fost unul cu valoarea de 600 de lei. Până în prezent au avut loc 6 extrageri la loteria fiscală, pe 13 aprilie, 28 iunie, 19 iulie, 16 august, 20 septembrie și 18 octombrie. Matriculările de autoturisme rulate au înregistrat în România o creștere de 12,79% în primele 10 luni ale anului 2015, ajungând până la 204.257 de unități, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, când numărul acestora se situa la 181.098 de unități, potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor. În octombrie au fost înmatriculate aproape 25.000 de autoturisme second-hand, mai multe cu circa 15% față de aceeași
luna anului trecut. Marca auto second hand preferată a românilor a rămas pentru a 10-a lună consecutiv Volkswagen, în pofida scandalului emisiilor, cu 58.674 de unități înmatriculate din ianuarie până în octombrie. Topul preferințelor continuă cu Opel, Ford, BMW, Audi și Skoda. La sfârșitul anului 2014, parcul auto național din România ajunsese la 6.270.615 unități, în creștere cu 4,77% față de aceeași perioadă din 2013. Numărul comenzilor primite de magazinele online de Black Friday poate crește de 10 ori în comparație cu vânzările înregistrate într-o lună normală, arată o analiză de specialitate. Pe de altă parte, acest fenomen este reflectat cel mai bine în gradul de încărcare la nivel operațional, care crește și cu 1000% pentru magazinele fără un soft automatizat, spun experții platformei TeamShare. Cele mai mari greutăți în perioadele cu vârf de vânzări sunt resimțite de magazinele care nu și-au automatizat și sincronizat bucătăria internă cu ritmul accelerat al comenzilor, preferând să verifice, proceseze și să factureze totul manual. Dacă astfel de magazine resimt un efort operațional cu până la 1000% mai mare, automatizarea proceselor scade gradul de încărcare la 100-200% față de situațiile normale. Luând în calcul și marja redusă a vânzărilor din cauza prețurilor promoționale, campaniile de reduceri de Black Friday desfășurate fără automatizare generează în realitate pierderi financiare într-o perioadă în care tot retailul online ar trebui să facă profit, spun cei de la TeamShare potrivit Agerpres. Tragerea la sorți a grupelor pentru turneul final al campionatului european din 2016 va avea loc, așa cum s-a stabilit inițial, la 12 decembrie la Palatul Congresului din Paris, a anunțat luni UEFA citată de L'Équipe. Organizatorii turneului final lucrează strâns de 3 ani cu autoritățile pentru a garanta securitatea turneului. Avem încredere în organizatorii competiției, se arată în comunicatul UEFA. Turneul final al campionatului european se va disputa între 10 iunie și 10 iulie 2016 în 10 orașe din Franța, cu participarea în premieră a 24 de echipe naționale. În scurt timp, regulile din Spitalul Județean se schimbă drastic. Asta înseamnă că vizitatorii nu vor mai avea acces oricând și oriunde în unitatea medicală. Iar asta pentru că la spital se va instala un sistem de acces pe bază de cartele. Printre aspectele negative constatate de la preluarea mandatului de noul director al spitalului, Elena Dinu, se numără și faptul că acum în spital accesul vizitatorilor este permis oricând și aproape oriunde. Pentru că a considerat că o astfel de situație este inacceptabilă, noul director a luat o decizie majoră. Să știe toată lumea că nu se poate intra când vrei, nu se poate face ce dorești pe o secție în care medicii consultă, în care asistentele fac tratament. Va trebui cumva să ne disciplinăm și noi și aparținătorii și bolnavii, pentru că altfel nu vom reuși să facem din spitalul de la Giurgiu măcar, să nu dau un procent față de unele din alte, din capitală de exemplu, dar să ne apropiem cât putem de acestea. Chiar dacă este conștientă că își va atrage multe antipatii prin măsura pe care e pe cale să o implementeze, doctorița Dinu știe foarte bine ce vrea în această privință. O să fac public ca să știe lumea pe cine înjură după aceea. Să închid, practic, în afara programului de vizită, secțiile spitalului, pentru că așa este și știți și dumneavoastră că ați mai fost în toate spitalele. Aparținătorii intră doar în cadrul programului de vizite, bine stabilit, și atunci nu oricum așa, pentru că s-a întâmplat să merg prin secții fără să mă anunț și să n-am loc, să trebuiască să mă dau eu la o parte, să treacă cei care veneau în vizită și eu și medicii îi deranjeam din cadrul traficului pe cei care veneau. În momentul în care am solicitat și am obținut fonduri de la Consiliul Județean pentru acest lucru, pentru că totul se face cu bani. Eu nu pot să închid o ușă decât dacă asigur un acces cu cartelă, pentru că nu pot să stau cu cheia să deschid fiecărui asistentă sau fiecărui medic care se duce dintr-o secție în alta. Conducerea spitalului a făcut o solicitare în acest sens Consiliului Județean, iar consilierii au aprobat deja fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de acces în spital pe baza unor cartele. Printre proiectele de hotărâre dezbătute și aprobate vineri de consilierii județeni s-a numărat și împărțirea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale. Suma totală pe care Consiliul Județean a împărțit-o în această ședință este de 4.389.000 de lei.
Sumele care au fost departizate județului Giurgiu prin ordonanța de rectificare a bugetului de stat, conform legii, se repartizează în două etape. 80% din sume le repartizează Direcția Generală a Finanțelor Publice și 20% prin decizia directorului general al acestei direcții și 20% din sume de Consiliul Județean prin hotărâre de Consiliu. Înainte de a întocmi acest proiect de hotărâre, executivul Consiliului Județean a organizat consultări cu primarii, consultări prevăzute în mod expres de lege. Împreună cu primarii am stabilit să aplicăm 3 criterii. Primul criteriu, populația unității administrative teritoriale, cu ponderea de 20%, suprafața din intravilan cu ponderea de 15% și capacitatea financiară cu pondere de 65%. Au fost discuții, unii primari au solicitat să facem rectificări pe sumele care au ieșit din calcul, alți primari au zis că nu, dacă sunt criterii corecte și s-a aplicat calculul corect, de ce s-a supus la vot și, nu, și cu o abținere și o împotrivire a fost aprobat sistemul și sumele pe care acum eu vi le propun dumneavoastră pentru a le aproba printr-o hotărâre de consiliu. Trebuie să vă spun totodată că toată documentația am elaborat-o împreună cu cei doi vicepreședinți, cu domnul Marciu și cu domnul Gavrilă. Potrivit proiectului de hotărâre, aprobat de altfel cu unanimitate de voturi, cea mai mare sumă, 354.000 de lei, revine municipiului Giurgiu, în timp ce la Bonitin Vale ajung 200.000 de lei. Peste 60 de controle au fost efectuate de inspectorii TM Giurgiu la societățile comerciale din județul nostru luna trecută. În urma acestor controle, 10 angajatori au fost sancționați cu amendă sau avertisment. Inspectorii de muncă au depistat și un angajator la care peste 50 de persoane munceau fără forme legale. În ciuda numeroaselor controle și a amenzilor deloc de neglijat, munca la negru rămâne, se pare, o problemă în județul Giurgiu. Asta au constatat inspectorii de muncă și în urma celor circa 60 de controle realizate în luna octombrie, controle ce s-au soldat cu amenzi de peste 100.000 de lei. Angajatorii sancționați au fost taxați de inspectorii TM Giurgiu pentru mai multe nereguli, printre acestea aflându-se neacordarea drepturilor salariale, nerespectarea prevederilor legale referitoare la durata timpului de muncă sau neacordarea concediilor legale de odihnă. De asemenea, în timpul controlelor la două societăți comerciale, inspectorii au descoperit și persoane care lucrau fără forme legale, la una dintre acestea numărul fiind de peste 50 de oameni. Pentru cele două societăți comerciale au fost întocmite dosare penale care ulterior au ajuns la parchet. Aproape 2000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru români în străinătate în această perioadă prin rețeaua EURES. De la directori și muncitori necalificați, oferta angajatorilor în străinătate este de această dată mai variată decât oricând. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au din nou oportunitatea de a lucra în străinătate. Locurile de muncă oferite de angajatorii străini sunt intermediate de rețeaua EURES, iar printre meseriile căutate în această perioadă se regăsesc cele de asistent medical, vopsitor auto, tehnician dentar, specialist IT sau muncitor necalificat în agricultură. În această perioadă, prin intermediul rețelei EURES, sunt puse la dispoziția persoanelor interesate un număr de 1913 locuri de muncă vacante în spațiul Uniunii Europene. Cele mai multe locuri de muncă sunt în Spania, respectiv 801 locuri vacante. Cele mai multe și aici sunt muncitori necalificați în agricultură, 800 de posturi. Pe lângă Spania, care oferă cele mai multe locuri de muncă, mai sunt posturi vacante și în Belgia, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Norvegia, Portugalia, Republica Cehă, Suedia sau Ungaria. Cei care sunt interesați de unul dintre locurile de muncă din străinătate pot afla mai multe detalii accesând site-ul www.eures.aneofm.ro sau pot merge la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, la Consilierul EURES. Este un obiect banal pentru zilele noastre, un obiect intrat în cotidianul vieții de zi cu zi. Puțin știu însă când a fost inventat mouse-ul de calculator. Dacă vreți să aflați și dumneavoastră, urmăriți rubrica Memoria Zilei. Născut
Până la 30 ianuarie 1925, în Oregon, Douglas Engelbart a fost cel care a patentat mouse-ul de calculator. În plus, el este unul din pionierii internetului. A devenit însă celebru prin invenția mouse-ului, împreună cu Bill English. Ca pionier al interacțiunii om-calculator și lider al echipei care a inventat hipertextul și calculatoarele rețea, a fost un precursor al interfeței grafice și un promotor al dezvoltării și utilizării rețelelor de calculatoare. Mouse-ul a fost inventat de Douglas Engelbart la Stanford Research Institute în anul 1963, după un vast test de utilizabilitate. Dispozitivul a mai fost denumit în engleză și bug, adică gândac, dar denumirea a dispărut în favoarea celei de mouse. A fost unul din cele câteva dispozitive de indicat dezvoltare pentru calculatorul NLS al lui Engelbart, care era un sistem conținând atât hardware cât și software. Ulterior au fost construite dispozitive bazate și pe alte mișcări ale corpului, cum ar fi dispozitive montate pe cap sau atașate de bărbie sau nas, dar în cele din urmă a câștigat mouse-ul, datorită simplității și comodității sale. Primul mouse era relativ voluminos și folosea două rozdințate perpendiculare una față de alta. Rotația fiecărei rotițe era translatată în mișcare de-a lungul unei axe a planului. Engelbart a primit patentul la data de 17 noiembrie 1970, sub numele de indicator de poziție XY pentru un sistem de afișare. Pe atunci, Engelbart se gândea că utilizatorii vor ține mouse-ul cu o mână, în timp ce cu cealaltă urmau să tasteze pe o tastatură având 5 taste. O variantă a mouse-ului, inventată la începutul anilor 70 de inginerul Bill English, de la compania Xerox PARC, a înlocuit roțile externe cu o singură bilă, care se putea mișca în orice direcție. Mișcarea bilei, la rândul ei, era detectată de două rotițe perpendiculare, aflate în interiorul mouse-ului. Această variantă a mouse-ului semăna cu un trackball inversat și a fost principala formă folosită cu calculatoarele personale din perioada 1980-1990. Grupul de la Xerox PARC s-a hotărât asupra tehnicii moderne de a folosi amândouă mâinile pentru a tasta la tastatură, iar mouse-ul era folosit numai când era nevoie. Mouse-urile moderne au luat naștere la Școala Politehnică Federală din Lausanne, sub inspirația profesorului Jean-Daniel Nicot și a mâinilor inginerului și ceasornicalului André Guinard. Un rezultat al școlii din Lausanne, compania Logitech a lansat apoi primul mouse popular. Haideți să revedem titlurile ediției. Panică în cartierul Tineretului după ce o conductă de gaze a fost avariată. Spectacolele programate la Ateneu și în Sala Mare a Centrului Cultural sunt suspendate temporar pentru siguranța cetățenilor. Gata cu vizitele la orice oră în spital. Cluburi și discoteci închise de inspectori ISU. Spectacolul umanitar pentru victimele din colectiv amânat pe o perioadă nedeterminată. Punem punct aici jurnalului din această seară. Eu sunt Ana Maria Trăznea, vă aștept și mâine seară de la 19:30 cu un nou jurnal Muntenia TV. Să aveți o seară bună, la revedere!